24 septembrie. Puterea de a zgudui lumea. Prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. 2 Corinteni 6:7. Însărcinarea dată de Hristos ucenicilor a fost împlinită. Când acești soli ai crucii au pornit să vestească Evanghelia, a fost o așa descoperire a slavei lui Dumnezeu, cum niciodată până atunci n-a mai fost întâlnită de omul muritor. Conlucrând cu Duhul Sfânt, apostolii au făcut o lucrare ce a zguduit lumea. Într-o singură generație, Evanghelia a fost dusă la fiecare neam. Rezultatele care au însoțit lucrarea apostolilor aleși ai lui Hristos au fost glorioase. La începutul lucrărilor, unii dintre ei erau oameni neînvățați, dar consacrarea lor în cauza maestrului lor era fără rezerve și, sub îndrumarea sa, ei au căpătat o pregătire pentru marea lucrare încredințată lor. Harul și adevărul domneau în inimile lor, inspirându-le pornirile inimii și controlându-le acțiunile. Viața lor era ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și eu-ul era pierdut din vedere, cufundat în adâncurile iubirii nemărginite. Iisus Hristos, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, alcătuia tema oricărei cuvântări. Când vesteau desăvârșirea lui Hristos, a Mântuitorului înalțat, cuvintele lor mișcau inimile, iar bărbați și femei erau câștigați pentru Evanghelie. Mulți care ocărâseră numele Mântuitorului și disprețuiseră puterea lui, se declarau acum ucenici ai celui răstignit. Nu în propria lor putere își îndeplineau apostolii misiunea, ci în puterea viului Dumnezeu. Conștiința răspunderii ce stăteau asupra lor le curăța și îmbogățea experiența și harul cerului se descoperea în biruințele pe care le dobândeau pentru Hristos. Prin tăria atotputernică, Dumnezeu lucra prin ei pentru a face triumfătoare Evanghelia. Așa după cum i-a trimis pe ucenicii săi, tot așa îi trimite Hristos și pe membrii bisericii sale astăzi. Aceeași putere pe care au avut-o apostolii, o au și ei. Dacă ei vor face din Dumnezeu tăria lor, El va lucra cu ei și lucrarea lor nu va fi în zadar. Fie ca ei să-și dea seama că Domnul și-a pus semnătura asupra lucrării în care sunt angajați. El ne cere să mergem și să rostim cuvintele pe care ni le dă, simțind pe buzele noastre atingerea sa sfântă.